La știu. Ne-am întors la știu, țara responsabilă pentru jumătate din producția globală de cocaină ridică steagul alb. Războiul împotriva drogurilor a fost pierdut. Afirmația asta îi aparține noului președinte columbian și a fost făcută chiar în discursul de preluare a mandatului. Gustavo Petro a fost membru al uneia dintre grupările de gherilă ale țării și e primul președinte de stânga din istoria țării. În fața 100.000 de oameni, el a promis să fie un președinte al săracilor, să reformeze pensiile și să ofere cursuri universitare gratuite. În plus, Petro cere Statelor Unite să schimbe politicile privind drogurile, care au avut până acum ca principal obiectiv interzicerea substanțelor precum cocaina. Noul președinte vrea să dezvolte drumurile chiar și în regiunile rurale izolate, acolo unde fermierii spun că nu pot crește altceva decât culturi de coca. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado 1 millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos. Când spui vacanță, te gândești imediat și la câteva kilograme în plus. Însă o nutriționistă din Marea Britanie vine în ajutorul siluetei tale. Ce trebuie să faci în vacanță să nu te îngrași? Îți place șampanie?